Am Zapelea, Emanuel Petruț, Ion Vesoriu, Gheorghe Cozorici, Tamara Crețulescu, Emilia Dobin și nu numai ei, Toma Caragiu, să facem un film care, iată că după 50 de ani, mai spune ceva celor trăitori pe aceste meleaguri, celor trăitori în general în România și multor altora din lume. Pentru că filmul a fost unul dintre marile succese ale cinematografiei în China. China e țara cea mai populată. Mi s-a spus la un moment dat că a fost în China mai iubit decât, sigur, niște ani în urmă, decât ar fi Brad Pitt. Da, chiar a fost un titlu de ziar. Am fost în China în urmă cu câțiva ani și m-am bucurat să văd cum mulți chinezi care nu mă mai recunoșteau sub această fațadă înțeleaptă, când mi s-a spus că eu sunt băiatul, copilul, adolescentul tânăr, în care în urmă cu 4 și 5 de ani atunci l-am jucat pe Ciprian Polubescu, o tresărit și s-a uitat cu alți ochi la mine. Am mai avut o întâmplare cu niște chinezi. Un hotel la Costinești, în 1980, deci la destule puțini ani după ce am făcut filmul, m-am întâlnit cu niște chinezi în lift. Și când m-au văzut, au pățit ceva de genul ce pățesc bandiții când intră poliția din New York peste ei. Freeze! Au înghețat. Nu mai apăsat pe butonul. Se uitau la mine, eu nu știam la vremea aceea că filmul a avut așa mare succes în China. Și mi-au spus un baie în engleză, unul dintre ei, translată, nu mai știu care era, și mi-a povestit. Și din întâmplări din astea, nu chiar supervenie, dar am o întâmplare în Statele Unite cu un prieten de-al meu, un regizor foarte bun, Radu Gabrea, nici el nu mai este dintre noi, și Radu s-a dus la o seară, la o petrecere, într-o vilă, în Los Angeles, și acolo a cunoscut niște chinezi și el a întrebat de unde este și el a spus că din România și a zis, a, România, țara lui Ciprian Polubescu. Deci iată cum Ciprian ne leagă pe noi aici, pe noi și pe dumneavoastră prin film și de chinezii de peste ocean și trebuie să fim recunoscători că a existat. Și trebuie să ne gândim ce ar fi reușit el să facă, să creeze, ce statură de om, de cultură, nu doar un compozitor, de om de stat, poate chiar, îmi place să spun asta, ar fi ajuns dacă ar fi trăit mai mult de 29 de